Eugen Tomac este noul președinte al Partidului Mișcarea Populară. Tomac a fost ales în cadrul congresului extraordinar care a avut loc astăzi la Sinaia. Vă mulțumesc mult pentru această onoare și încredere cu care m-ați încărcat din nou. Vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a nu vă dezamăgi. Și vreau să știți că această echipă pe care ați mandatat-o astăzi să ducă mai departe destinele partidului va face tot ceea ce îi stă în putință pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca principiile și valorile pentru care luptăm noi să reziste pe scena politică extrem de complicată din România. România are nevoie de aceste voci credibile, de mesajul nostru, de puterea cu care avem șansa să-i convingem pe oameni că merită să se uite cu speranță spre noi.